sărbătoarea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus a adunat cam fiecare an mii de credincioși din toată țara porniți într-un pelerinaj duhovnicesc pe tărâmul sfânt de la poalele munților Făgăraș. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Laurențiu Mitropolit al Ardealului împreună cu preasfințitul Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Preasfințitul episcop dr. Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului și un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului este o zi deosebită pentru obștea Mănăstirii Brâncoveanu, întrucât așezământul monahal își serbează primul hram. Pe lângă atmosfera duhovnicească deosebită creată de slujbele religioase oficiate de preoții mănăstirii și pe lângă istoria zbuciumată a locurilor sfinte de aici, care au făcut din lăcașul de cult un stâlp de sprijin al ortodoxiei în Ardeal, cadrul natural rupt din poveste atrage mii de turiști și pelerini în fiecare an. Și astăzi Mănăstirea Făgărășană a atras grupuri de pelerini din întregul Ardeal și din alte regiuni, care s-au rugat împreună cu preoții la slujbele religioase și s-au împărtășit cu sfintele taine. De unde sunt? București. Și veniți în fiecare an aici? De 15 ani. Ce vă atrage la acest loc? Nu știu, nu pot să dau explicații, dar e ceva de vis. Asta vreau să vă întreb. Ce simțiți în momentul în care veniți aici? Vin fără să mă atrag, nu știu ce exact să vă explic, dar vii teleghidat. Lași tot servicii, mai te cerți, mai înțeleg și fii mai nu înțeleg. Cum vă simțiți când plecați de aici? Păi, până acasă mai îți amintești așa și pe urmă te mai uiți pe poze la telefon, la astea și cam asta e tot. Noi din la Breaza. Și veniți în fiecare an aici de Sfânta Maria, a devenit da. O tradiție, am văzut. Deci sunteți din partea locului. Da, da. Mulțumesc. Ce vă atrage la acest loc? Păi, ce să ne atragă? Credința. Am venit într-un o excursie de 4 zile din Bihor, am fost prin Făgăraș, prin Transfăgărășan, Peleș, Bran. Cum vi se pare Mănăstirea Sâmbătă? Foarte frumoasă. Ați mai fost aici? Nu, în zona asta nu. Astăzi este Sfânta Marie. Pentru ce vă rugați astăzi? Pentru sănătate și mulțumiri pentru tot ce primim. Curești. Veniți în fiecare an? Nu, e prima când venim aici. Este ceva deosebit și cred că o să revenim. În Giurgiu. Și este prima dată când veniți? Nu, al 4-lea, 5-lea an sunt când venim aici. Ce vă atrage la acest loc? Toată frumusețea, slujba, tot ce să vedeți de înconjoară aici e foarte frumos. Și ne simțim bine. Astăzi este Sfânta Marie, pentru ce vă rugați? Pentru copii, pentru sănătate, pentru bunăstarea poporului, pentru tot ce este mai bun. Să ne dea Dumnezeu și Măicuța Domnului. Aflată pe Valea Pârâului Sâmbăta la poalele munților Făgăraș, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus este renumită ca loc de reculegere, mângâiere și întărire sufletească pentru credincioșii și vizitatorii ce se roagă ori poposesc în acest locaș sfânt. Cei care vin nu uită niciodată să-și ia apă sfințită de la fântâna din interiorul mănăstirii. Ați venit să luați apă sfințită? Da, da. Este într-adevăr miraculoasă apă sfințită? Da. Ați avut o întâmplare prin care vi s-a confirmat acest lucru? Da, durere de cap, mă spălam așa și pentru stomac și pentru toate lucrurile, să știți că e foarte bun.
E bun. Unii zice că așa, dar nu e așa. Că voia lui Dumnezeu e mare. Și a s-a dat Dumnezeu apa asta. Și dacă a dat Dumnezeu, atunci înseamnă că e sfințită de la Dumnezeu, nu de la oameni, de la Dumnezeu. Mâine, 16 august, este ziua Sfinților Mărtiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu fiii săi Constantin Ștefan, Radu Matei și Sfetnicul Ghianache. O altă zi de mare sărbătoare pentru mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.